Salut! Eu sunt Guki și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Clash Royale Profesionist. Aici cu contul mare și suntem la Double Elixir Draft Challenge. Fac și eu. Sper să ajungem la 5 win-uri. Ăsta e scopul. O colegă l-a făcut până aici cu două loser și cam atât. L-a făcut până la sfârșit. Guards, cred. Lightning. Baby, pentru că dă splash. Și ok, cred că o să iau Goblin Barrel, deoarece clonul nu ar face mare chestie în decul meu. Adică, da, poate m-ar ajuta un pic. Ok, cred că are Inferno Tower. Cunosc decul. Fierar spamului Dacă să-i ai fie. venit tu Inferno Tower de 4. Dude, ce cringe copilul ăsta! M-a spamat tot meciul! Și abia dacă a început. Cât de prost să fii să mă spamezi tot meciul? Aparent atât de prost. Pentru că tipul ăsta nu-i deloc deștept. Știi ce o să face? 3 luzuri. Din cauza fraierului acestuia. Care este pur și simplu handicapat. Uite de ce spam. Dude. Poate pentru el e bine, dar pentru mine nu e bine. Hai, văd o zgura mea. Dude, copilul ăsta e crizat, îmi bag piciorul! Să-mi bag picioreta! Oameni buni! Cât de handicapat o prost să fii să faci asta! Copilul ăsta e crizat! Da, eu refuz să mai joc. Eu refuz să mai joc. Și eu refuz la fel. Ce mă spamă, că atâta știu. Băgăm totul repede. Oh my god, ce o să-mi fute una. Un execuție. Aia, lasă. Bulan. One. Dar măcar l-am ținut să țină well play. Ok, haide să deschidem acest elixir draft, double draft elixir challenge. Aparent. Freeze aparent, care este o carte foarte, 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 foarte proastă. Foarte OP. E proastă. În decurile de graveyard, hog, uitați și voi ce handicapați naibii de level 10! 10! Cât de handicapat să fii? Să fii level 10 și să fii în arena 9. Sunt level 10. Și în arena 9, dude? 2600. Asta înseamnă să fii fraier. No hit. You can't touch this. Electro a murit. Avem mirrorul acesta care ne ajută foarte, foarte mult în decurile noastre. Mai ales cele de Hog Cycle. Da, mirror de 5. Oh my god.
Zi-mă, de ce nu aș avea mirele de 5? Mamă! Scarmi de... Are e-barbs, deci trebuie să mă feresc. Asta are scarmi de 1 și e level 9. Bă, eu sunt level 9. Poate te bați cu mine. Aici. Bă, ce ne-ai simțit? Mi-a luat prințesa cu un prințes. S-a luat prințesa cu un prințes, bravo Vlad. Și prințesa a apărat prințesa. Prințesa a apărat prințesa. Da, prințesa asta, uite. Deci, what? Psych, that's the wrong number. Ok, și așa se stinse electrovizorul meu. Ok, acum va trebui să așteptăm pentru Bomber și Elite Barbs. Ok, nu mai face push-ul aparent. Eu, ba da, îl face. Best tank ever. Have you ever seen a best tank? Oh my god. Copilul ăsta e super enervat și știe doar să spameze. Și cred că e greu pentru mama lui, care îl crește cu cei 7 frați ai lui, în pula mea. Da, nu o să mai fac critici căcatul ăsta de om. Oh my god. Dio, dar e Inferno Tower. Ihi. 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 Save. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Well played. Am jucat ca o și Gaudi și tocmai de aceea am câștigat. Se pică... Silver Chest. O să-ți pice Magical. Magical zici? Da, da. Poate. Ok. Nu, de ce ești Giant prost? E prost rău Giantul meu. A dat prințesa în față. Ok, atât a fost și cu acest episod de Clash Royale. Noi auzim data viitoare. Pa, pa!